venit pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din România! Vlogul ăsta va fi despre superlative, va fi despre cea mai înaltă șosea din România. Va fi despre, dacă nu cea mai cunoscută stână, una dintre cele mai cunoscute stâne din România. Noi mai avem și numele Maria și respectiv Nicolae. Da. Unde să mergem să mâncăm, bineînțeles, care este situată aici pe Transalpina. Și o să începem vlogul fix aici, de unde noi practic intrăm pe Transalpina. Noi venim dinspre Petroșani, de la, uite, o bârșie a Lotrului, arată că e undeva acolo. Și o să trecem către Rânca Novaci Bengești Transalpina. Trebuie să începem să spunem când este deschisă Transalpina. Este deschisă doar în sezonul de vară, între orele 7-21, și este închisă între orele 21 și 7, pentru că sunt zăpezi multe aici, iarna se întâmplă chestii multe, pe noaptea este periculos pentru că sunt curbe multe. Suntem totuși la foarte mare înălțime, nu? Să mergem, să le arătăm. Cum arată? Să le arătăm cum arată Transalpina. Este prima oară și pentru noi când mergem pe Transalpina, pe porțiunea asta de Transalpina. Nu am mai mers niciodată, așa că o să vezi odată cu noi, o să vedem și noi odată cu tine cum arată Transalpina. Ce mâncăm? Tocan de oaie, prins, bătălicea cânați, de porc, pastramă de oaie, o mânică cu brânză și smântână. O să iau două pulzi. Avem aici, bine, luăm din toate câte puțin. Așa, două bulzuri, dar pe unul să nu puneți smântână, doar pe unul să puneți. Deci două bulzuri? Da. Deci pe unul n-am pus, da. Și pe unul pot. Da. Așa, un cârnaț de porc. Îl puneți separat sau lângă bulcior? Nu puteți să-i puneți acolo. Vidule, da? Nu ce vrei, un tocan? Și tocanul, Ana. Și mai ce? Și niște pastramă. 40, 75, 83 până acum. Și murături puteți să puneți? 93. E bine asta, doamnă? Da, e perfect. Deci, no. Una, scuze. Așa. Atâta? Nu știu, am omis ceva? 96, cum mă ligam noi? Plătite, vreau. Și 126. Și câte plătite? 3 plătite. Dacă mai e făcut. 156, mamă. Perfect. Măceșe sau smântână? Să vede un pic, cam ciudată imaginea aici, ne cerem scuze, dar uite, e asta verde și de-aia se vede așa, treceți peste asta. Am intrat în terasa asta interioară, că arată e mai frumos, e mai tradițional. Cu din astea așa, ștergare pe pereți, cu covoare ca la Mamaia. Așa, și ne-am luat chiar câte ceva din tot ce au un meniu. Aici avem bulls. Vai, cum miroase. Asta e, o să mănânc puțin, e ok. Oh my god, e de bun. Vai, e brâză de aia de burduf. Oh my god. Hai să trecem cu toate așa repede, așa. Ca să mâncăm, că îmi plouă în gură și mie și lui Mr. Michael. Bun, aici este vestitul tocan de... Deci nu tocană, nu tocăniță, tocan. Tocan de oaie, pentru asta vii aici. Dacă nu vă place oaia, s-ar putea să... E foarte intens gustul de oaie, e super delicios. Nouă ne place. Nu, trebuie să menționăm că în afară de lista de prețuri și chestiile pe care le-am arătat acolo, nu găsești altceva aici. Deci nu găsești pui, nu găsești, nu știu... În afară de cei pe masă, asta nu vei găsi. Nu găsești așa? Altceva. Bine, e cârnat, dacă vrei. Aici avem pastrama de oaie. Care a venit cu mămăligă. Oh my god. La pastrama de oaie nu se simte așa de intens gustul de oaie, s-ar putea să vă placă. Mai să încep și cârnatul... De porc e cârnatul. Deci singura chestie care nu de oaie aici este cârnatul care e de porc. Sau bulzul care poți să-l mănânci fără pastrama. Așa. Oh, cum miroase. Good. Se simte exact ca și cârnații pe care îi făceau bunicii noștri la țară, gustul ăla de la țară. E foarte bun. Iar aici avem, nu stă gust acum că e dulce, clătite cu gem de măceșe. Ah,
avem poftă. Avem poftă. Cât am plătit? Că n-am spus cât am plătit pe toată masa asta de aici. Am 160 de lei pe tot ce este pe masă. 166 de lei pe tot ce e masă și... Și avem și doi magneți plătiți, evident, și pe ăștia. Adică e inclus în prețul ăsta. Să avem poftă. Cum mândrele mă iubesc, așa. Dar ce ne-a adus Maria aici? Am adus... Ia să vedem, nu da spoiler, dacă ghicesc ce n-ai luat. Ia să vedem. Ne-a luat ceva, Simina. Ia să vedem, dacă ghicesc. Trebuie să ghicești cum se ghicește. Prosecco? E băutura aia de-ți place ție cel mai mult, dar Prosecco. Fără Prosecco. Este soc. Focată, da. Nu? Da. Dar a pus apă în ea, minerală. Cred. Cu apă minerală, da. Bine, e sirop de soc și apă minerală. 5 lei paharul. Am mâncat foarte bună mâncare, n-am mai putut să mâncăm plătita aia, suntem full toți trei. Foarte bună mâncare, deci am mâncat 160 de lei, practic, toți trei. Și foarte bună 150 mâncare. Că magneții nu i-am mâncat. Plus asta am zis 160. Ok, perfect, da. 160 de lei, mâncat, băut 3 persoane, ceea ce aici am super ok, adică... Și a fost foarte bună mâncarea, gustoasă. Gustoasă. Tocanul ăla de oaie, wow, pe mine m-a dat pe spate. Dar trebuie să-ți placă, într-adevăr, trebuie să-ți placă carnea de oaie. Noi ne place foarte mult, am făcut o cacofonie, mă scuzați. Noi ne place foarte mult și evident că am savurat totul. Mergem pe afară să dăm o tură, să vedem că am văzut că... E foarte drăguț, sunt niște chestii aici pe care vrem să le vedem și o să le vezi și tu imediat. Păi hai să mergem. Uite ce frumos au aranjat oamenii ăștia aici. Au straie din astea tradiționale. Uite și un prunc aici în... Cum se numește? Se numește într-un fel ăsta, era să zic iesle, nu iesle. Se numește într-un fel, covată. Leagă? Covată. Da. Foarte uite frumos. Și fier de călcat. Fier de călcat din ăla vechi, o să încerc să dau un zoom acum. E un fier de călcat din ăla vechi în care se puneau cărbuni o generație mai tânără, nu, generația mai tânără nu cred că a prins ceva, se puneau cărbuni în cinci acolo în ăla și ăla încingea fierul și călcai cu el, pentru că nu era electricitate. Bunica îl punea pe sobă și se înfierbânta, nu mai punea cărbuni în el și pe aceea călca. Va, da. Și costumele cât de frumoase toate. Foarte frumos. Uite, avem aici și un caiet de amintiri. Uite un oracol, Simina, să lași și tu un mesaj în oracol aici. Și o diplomă onorifică, Mărioara Băbu, de la Sânalu Ștefanu, ambasadora zonei montane. Foarte frumos. Acum câțiva ani a ars strâna asta și au refăcut-o de la zero. Da, e foarte frumos să amenajat, foarte frumos. Adică vii pe Transalpina să inspiri aer curat, să te bucuri de aer curat și faci un pupas aici, mănânci. Uite, stai pe laviță aici, parcă așa spunea în vremea bunicii mele. Laviță îi spunea asta, da. Vii și stai pe laviță aici și te bucuri de aer curat, mănânci, ți-ai o socată. Foarte frumos, da. Vă recomandăm să faceți un pupas aici. Iar ăsta, tot așa generația tânără, nu știe ce, nu știe ce asta, că n-a prins asta, ăsta este un cântar, parcă practic un taler. Se pune greutatea asta să mișcă în capătul acolo, aici se pune ce ai de cântărit și trebuie să fie ăsta, uite, drept acolo, are un ac. Trebuie să rămână drept acolo și asta înseamnă, atunci înseamnă că greutatea care scrie pe ăsta de aici, mă rog, ăsta se mișcă și scrie greutățile pe, sunt marcate pe tija asta, greutatea care e acolo e egală cu... care e marcat acolo, este greutatea produsului pe care l-ai pus să-l cântărești. Uite, sunt niște șube de cioban aici. Cred că puteți să facem și o poză cu ele, o să încercăm să facem și o poză cu ele. Da, foarte frumos. La Stâna Ștefanu aici. Pune-ne ce scrii, Maria. Le-am lăsat un mesaj și am spus, aveți un loc absolut superb, iar mâncarea este demențială. Felicitări! Și ne-am semnat fabrica de amintiri, desigur. Da, foarte frumos. Hai să mergem și afară să vedem șubele alea. Poate îmi cumperi și mie o șubă. Să mă duc la serviciu. Cum ar fi să mă urc o de aia în metrou, să mă duc la serviciu dimineața? Cred că ți-ar fi un pic cam cald, totuși la 40 de grade cât sunt București acum. Iarna. Iarna? Da, ar fi normal. Ce, nu? Păi iarna în București sunt 20 de grade acum, numai nici iarna. Ne-am gândit să ne schimbăm meseria. Și ne facem ciuberi. Ia să vedem. Băcița Simina. Băcița Simina.
Cred că se aude la valiera, că ar trebui să scoți la valiera de aici, că nu se aude. Așa. Băcița Simina și Baciu Damian. Maria. Maria și Nicolae. Damian. Și Nicolae. Noi mai avem și numele Maria și respectiv Nicolae. Da. Ce să facem? Să ne facem ciubani? Păi, carnea e bună, brânza e bună, la munte e frumos. Mai bună, la munte e frumos. Curat. Da, am putea să ne... Nu prea e internet aici, nu știu cum o să încărcăm vlogurile de la stână să ți le arătăm ție. Dar... Mai tragi noi o fugă la oraș, duminica, o plimbare, nu... Dar tu și cu mâine în șold, așa tu zici că ești din povestea asta, văd că... Păi, i-am avut bunici la țară. Da. Foarte frumos aici, îți recomandăm să vii să faci, să dai o tură aici. Ideea este că, uite, poți să-ți faci și poze cu șubele astea. Nu ne-a cerut nimeni niciodată da, exact. Până acum. Da. Foarte frumos, deci foarte frumos. Chiar îți recomandăm o plimbare pe Transalpina și o oprire aici la stâna Ștefanu. Pe lângă faptul neapărat. Că peisajul este superb și Damian o să scoată și drona în curând și o să ne încânte puțin privirea, ochii cu peisajul. Să știi că, fii atent, e cald afară, sunt, nu știu, aproape 30 de grade și aici. Și nu e cald de asta. Nu e cald, da, aia vreau să zic. Ce că eu mă gândeam cum stau ciubanii ăștia, dă-te-ai șuba asta, păi nu e chiar așa cald în asta. E chiar răcoritoare, dacă pui mâna pe asta, ea pune mâna, vezi? Și au stat în soare, da. Na, interesant. Știu oile ce știu. Hai să mergem mai departe. La doar, nu știu, 10-15 minute de urcat cu mașina, am ajuns la un alt popas. Se numește popasul Ghiță și Rodica. La Ghiță și Rodica am venit acasă să ne oprim puțin, că se vede foarte frumos în partea asta, să admirăm puțin peisajul. Și ar fi păcat să nu... Ia uite. Îți arătăm și ție priveliștea de aici. Wow, my God! Doamne, cât de frumos! Acolo, cred că atunci când plouă, se e lac, da, crește mai ia apă ceva. Vorbeam frumos. Acum, venind încoace, chiar vorbeam și ziceam că e mai frumoasă Transalpina când Transfăgăreșeanu. Așa mi se pare nouă. Pentru că tot drumul, mă rog, tot drumul, mare parte din drum este așa, deasupra se merge. Pe Transfăgăreșeanu urci și cobori. Ce peisaj în partea altă. Și aici parcă ești deasupra lumii și ai așa priveliște. De fiecare secundă te bucuri de ceva, că arată așa de frumos. E foarte frumos. Suntem tare încântați, da. Da, chiar ne... Oh my God, cum se vede! Uite, sunt magneți și aici. Am văzut, da. O ne luăm și un magnet și de aici. Vai, cum se vede! Nu pot să cred! Wow! Uite, și trasee, sunt oameni acolo undeva departe, nu se vede pe camera asta, sunt oameni undeva departe. Acolo ar fi frumos să venim, să facem niște trasee. Să facem trasee, nu? Și adie vântul, e răcoare, e plăcut acum. Deși soarele e puternic, da, vântul ajută. Wow, oh my God, cât de frumos se vede! Spectaculos, spectaculos. Wow! Și oare ne mergem pe acolo cu mașina? Că văd mașini. Nu. Am văzut mașini. Foarte multe mașini și campere și venuri. Parcate, gen. Așa deasupra. Ai, cum miroase. Dau dintr-una într-alta, că nu pot să-mi reglez toate simțurile. Foarte multe mașini, venuri și campere, care au venit așa să campeze aici peste noapte. Pentru că înțeleg de ce. Doamne, uite cât de frumos în față. Da, spectaculos. Și jos, pământul, e așa, e moale, ca un mușchi moale când calci așa pe el, e foarte plăcut. Spectaculos, da, îți încarci bateriile aici, foa. Deci ai impresia că ești deasupra lumii, la propriu, pentru că ești la nivel cu tot ce este mai înalt. Și vezi de sus în jos tot. Foarte uite, oamenii au intrat cu mașinile aici, au oprit, să-și tragă și mașinile sufletul, că urci ceva, adevărul că urci e ceva, urcare. Forțezi motorul. Da. Dar e ok, adică nu e ceva exagerat, e ok. Oh my God, cât e frumos. Da, nu știu dacă mai avem unde să mergem încolo, dar e foarte frumos. Da. Ar trebui să vii și tu să...
Și nu doar o dată, crede-mă. Noi abia așteptăm să revenim, pentru că ăsta nu este loc unde vii o singură dată. Da, poate facem și niște trasee data viitoare. Da, cu siguranță. Aici. Frumos. Super. Da, tragem puțin aer în piept, să fie asta curat, mergem să luăm mangaia de frigider și mergem mai departe. Este o întreagă, un întreg târg aici, un întreg talcioc. Ia uite la Popasul Ghiță și Rodica cu tot felul de astea, uite aici suveniruri. Au tocană de oaie. Aici e tocană de oaie, ăla era tocan de oaie. Da. Hai să ne luăm și noi magne de frigider. De aici să mergem mai departe, dar uite, sunt multe suveniruri pe care ți le poți lua de aici. Uite asta, cu un cerb nu avem, dar e cam mare. Da. Ia uite câte magneți frumoși. Ia uite cât de multe tarabe cu suveniruri sunt aici. Șoseaua acolo, e Transalpina, uite, șoseaua e acolo. Aici e locul de mâncare, restaurantul, și în spate sunt suveniruri, suveniruri câte vrei. Pentru toate gusturile. Uite, să ne luăm și noi frigider. O lingură de aia mare, să înfătim... Da. Un tocător, zice că s-a rupt tocătorul de acasă. Un tocător. A dat Simina cu cuțitul, dar rupt tocătorul. Arată-ne magnetul, Simina, te rog. Pe ăsta l-am ales. Frumii. Aici găsești mult mai multe chestii să-ți cumperi, dar sunt un picuț mai scumpe față de stâna lui Nea Ștefan. Aici magnețelul ăsta am dat 10 lei, dincolo am dat 5. Na. E mai sus, mai la altitudine. Uite, au și caș și mezeluri. Da, caș, uite. Produse tradiționale. Hai să mergem la mașină, să mergem mai departe. Da. E frumos, oricum. Dacă nu apuci să oprești la stâna lui Ștefanu și urci din partea să la bârcia lotrului, poți să oprești aici să mănânci. Sau, dacă vii dinspre Râmnicu Vâlcea, poți să oprești aici dacă nu vei la stâna lui Ștefanu. Dacă vrei suvenirul mai multe, aici găsești, cu siguranță mai mult. Da, dar eu zic să oprești și la stâna lui Ștefan, pentru că e foarte frumos. Stâna și... Ștefan, nu lui Ștefan. Nu e lui Ștefan, e stâna Ștefan. Ștefano? Da. Sau Ștefano? Da. E foarte frumos acolo, ai văzut și tu, că na, peisajul drăguț, amenajat frumos, îți face o poză cu o șupă pe tine. Frumos, iar priveliștele de aici, de sus, deci merită să faci o pauză, să-ți faci o poză aici, să te bucuri de priveliștele astea care sunt fantastice, fantastice. Hai să mai ia în calcul o oprire de aproximativ, să zicem, 2 ore, cu pozat, cu mâncat, cu tot ce ai de făcut. În zonă, pe Transalpina. În toată Transalpina, da. Da. Că atunci când îți calculezi traseul, pune... Uite, acolo e zăpadă, fii atent, încă e zăpadă. Uite acolo. A, vezi, chiar e zăpadă albă? Acolo. Încă e zăpadă, da. Deci, atunci când îți calculează Waze-ul, traseul sau cu ce program mergi tu, îți calculează traseul, mai pune 2 ore în plus ca să ai timp să te oprești pe aici, să te bucuri, să mănânci ceva și să te bucuri de priveliștele astea. Hai să scoatem schiurile și să ne dăm cu schiurile, da, cu placa. Hai să mergem la mașină, zic. Uite, și jos mai sunt 2 petece, da, și acolo, jos, acolo mai sunt 2 petece de zăpadă, da. Ah, ce tare! Iată, ne ajungi și pe la celebra Rânca, stațiune Rânca, atât de căutată pentru sporturile de iarnă. Acum însă este pustiu. Păi, pentru că nu este iarnă, probabil. Da, ne gândeam că, na, adică eu mă gândesc, sunt câteva, am văzut câteva restaurante. Sunt câteva și pensiuni deschise, că na, mai sunt persoane care se plimbă vara, mai da, eu mă gândeam verde. Că aici e la fel ca pe Valea Prahovei, adică sezon mereu, și iarnă, și vară, și toamnă, și... Uite, da, acolo... A, uite, e o terasă. Pare ceva deschis, scrie și deschis. Da, arată foarte frumos, idilic, așa, și să vezi toate chestiile. Uite, și un parc de aventură aici, văd. Da, pare că sunt câteva chestii deschise. Oricum, clar, nu e ca în sezon. Dar... Da, e frumoasă zona și stațiunea așa, de sus, se vede de pe munte, când vii către ea, în partea asta aici, se vede foarte mișto. Tara, nu știu ce este Tara. La o pensiune. Tara, un restaurant Tara. Da, foarte frumos. Pe margine, uite cum e și aici, se vând... Se vinde brânză, caș, chestii de-astea ciobănești, să le zic. Homemade ciobănesc? Homemade ciobănesc. Am mai văzut mure, mă rog, chestii ce pot fi... Uite și la flăcăile ăsta. Bă, prietene, ți-e foame? Mă, dar nu pe mijloc, mă, prietene, că calcă mașinile. Hai că s-a dat la o parte, vă tine. Nu-i plac biscuiții.
E obișnuit cu zer, cu de-astea. Da, ce să zic. Foarte frumoasă zona aici. Cazare la Mitică. Foarte frumoasă zona. Poate o să venim și poate venim și noi la iarnă să stăm un weekend aici să ne dăm cu placa. Aoleu, câte planuri ne-am făcut pentru la iarnă, dacă vă spunem. Nu știm cum putem înghesui noi atâtea lucruri în atâte puține zile. Da, încercăm. Încercăm, clar. Încercăm. E foarte frumoasă zona și încercăm să venim și la iarnă aici. Da. Foarte multe mașini, am observat și anunțuri pe marginea drumului de tractări auto. Și foarte multe platforme am văzut, mă gândesc că na, e greuț drumul, adică nu te speria că e ceva cine știe ce, dar mașinile care sunt mai fake, mai fierbe motorul, mai se mai întâmplă chestii. Bine, și mașinile noi se poate întâmpla și nouă sau oricui altceva, mașinile generației mai nouă să aibă probleme. Asta se poate întâmpla oriunde. Aici doar că forțez un pic motorul și mă gândesc că mulți au acolo probleme. Acolo văd par și cabine, da. Teleschie. Da, sunt foarte multe pârtii aici. Știm că este o stațiune foarte căutată iarna și că e frumos. N-am fost, am văzut poze, am văzut filmări și ne dorim să mergem și noi. Acum văd că sunt foarte multe ATV-uri pe aici, am văzut de închiriat. Păi vara pe schiuri și, da, și iarna pe schiuri și vara pe roți. Da, și ca să faci idee, am văzut adineori, am trecut pe lângă, era cu o de-asta cu cazare și scria 149 de lei pe noapte. Ca să-ți faci o idee așa. Dar poți să intri pe Booking și să vezi dacă vrei să vii vara aici sau chiar și iarna, dar mă gândesc că vara sunt prețurile mai mici, dacă vrei să vii să stai aer curat aici, să faci o drumeție pe munte. Pe Turist aici. Info mai găsești cazări în România. Da, și astea mai micuțe, cred că pe acolo le poți găsi. Motocicliști mulți, uite, am dat mai coloana în spatele mult de motocicliști. Mulți motocicliști care vin să facă. Chiar ne gândeam că pentru motocicliști cred că ei ai un traseu așa de vis. Da. Uite, de București, toți. București, da, e mai gașcă, mai stă în spatele meu, mai mulți. Vrom, vrom. Să lăsăm să ne depășească. Să meargă pe stângașcă. Păi, prieteni, dacă nu te-ai băgat acolo, acum n-am unde să te las. Prin mine ăsta, hai, curaj, hai. Vrom, vrom. Frumoasă. Da, ce să zic. Frumoasă zona pe aici, frumos. Am început coborurile, dar... Transalpina nu e ca Transfăgărășanu, urci într-una până ajungi sus și după aia cobori în partea alta. Nu, aici urci, cobori, urci, cobori, urci, cobori. Și ești mereu deasupra tot și vezi tot de sus. Poate încercăm o dată să facem și cu bicicleta. Transfăgărășanu noi l-am făcut, eu l-am făcut, Simina a făcut jumate, de la Bâlea din partea alta. Da. Jumate este suficient. Adică a făcut practic partea cea mai grea, urcarea, după aia coborârea e ușoară. Poate veni să facem și Transalpina, cine știe. La un moment dat. Sau poate veni cu motocicleta. Gata, Transalpina, suntem pe dealul negru, în drum spre casă. Am terminat cu stâna lui nenea Ștefanu. Am terminat și cu Transalpina, cu drumul regilor, așa cum este ea denumită, șoseaua aflată la cea mai mare înălțime din România. Și acum ne îndreptăm spre casă. Vreau să spunem că ăsta a fost un vlog așa, mai scurt, mai rapid, mai doar puțin ți-am arătat, să zic, câteva chestii. Dar recomandarea este să ajungi tu acolo, pentru că este un loc absolut superb. E un loc pe care merită să-l vizitezi vara. V-am zis că iarna, dar iarna n-ai cum să ajungi, că este închisă Transalpina. Da, Transalpina e închisă, iarna e deschisă până la Rânca, unde poți să mergi, să faci schi, să te dai cu placa, să te dai cu săniuța. E o stațiune de schi foarte căutată în România, deci poți urca dinspre Vâlcea până la Rânca, dar nu poți să treci munții în partea alaltă, se închide și se deschide doar primăvara. Așa cum ai văzut, între orele 7 și 21. Mulțumim că ai rămas alături de noi până acum. Dacă ai întrebări sau curiozități, sau poate că am uitat noi să vedem ceva... Să vedem? Să spunem? Să vedem ceva în drum, pe Transalpina. Okay. Sau poate n-am știut despre ceva, da. Lasă-ne un comentariu aici, noi le citim pe toate și vă răspundem imediat ce le vedem. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo. Dacă vrei să mai povestim, ne putem vedea și pe chat-ul de acolo. Până data viitoare, salutare!